Duminică 3 iunie va avea loc o nouă ediție a cursei cicliste care se desfășoară de 13 ani la Valea lui Liman. Startul în Liman Bike Race 2018 se va da din fața complexului turistic Valea lui Liman de la ora 11. Evenimentul este organizat de un grup de oameni inimoși și iubitori de natură care fac această acțiune din pasiune pentru mountain bike, dar și pentru a promova zona de munte a județului Timiș. Tocmai de aceea, de când a avut loc prima ediție, nu există taxă de participare. Competiția va avea numai puțin de 11 categorii de vârstă, majoritatea atât la masculin cât și la feminin, iar traseele sunt adaptate vârstei concurenților. Categoria sub 10 ani are un traseu scurt, categoria de 10-13 ani are un traseu de aproximativ 6-7 km, iar categoriile 14-17 ani, 18-34 de ani și peste 35 de ani vor pedala aproximativ 33 de km cu o diferență de nivel de 800-900 de metri, foarte tehnic. Categoria elite va face traseul de 33 de km de două ori. Premiile vor consta în obiecte specifice, vouchere și bani.